Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Încercăm să obținem azi mai multe lămuriri pe subiectul descurajării matriculării mașinilor la mâna a doua în țara noastră, o chestiune mereu controversată și care a mai fost încercată și în anii trecuți, fără mare succes în cele din urmă. Acum, principiul reducerii numărului de mașini vechi a fost discutat cu Comisia Europeană și introdus în Planul Național de Redresare și Reziliență, a declarat recent ministrul mediului, Tanțoș Barna, care e în direct cu noi. Bună dimineața, domnule ministru! Bună dimineața! Bun, domnule ministru, care ar fi variantele la care vă gândiți sau care ar putea fi luate în calcul? Așa cum am spus de mai multe ori, este o temă relativ recentă, cel puțin această precizare care se referă la descurajarea matriculării mașinilor mai vechi de 15 ani. Este o temă care a apărut acum câteva săptămâni în urma negocierilor pe PNRR. Și Guvernul României și-a asumat introducerea unor măsuri prin care mai mult încurajează achiziționarea de mașini noi. Nu s-a vorbit cel puțin în discuțiile pe care le-au avut colegii mei și domnul prim-ministru cu Comisia. Nu s-a vorbit despre taxe sau obligativitatea introducerii unor taxe. Eu personal aș vrea să... Avem programe prin care încurajăm mai mult achiziționarea mașinilor noi. Avem două programe, Rabla, Rabla Classic și Rabla Plus, care sunt programe care merg bine și au ca țintă zeci de mii de matriculări de mașini noi în fiecare an. Aceste programe pot fi completate. Am putea veni cu programe care să se refere la mașinile mai vechi de 15 ani. Știm foarte bine că Rabla poți să beneficiezi de sprijin dacă practic scoți din circulație o mașină mai veche de 8 ani. Ținta de 15 ani ar putea fi avută în vedere pentru un program complementar sau program nou care să vină în sprijinul retragerii din circulație acestor mașini destul de vechi și destul de poluante. Domnule ministru, asta este o nuanțare și mi se pare că e o repliere, că uitați ce declarați dumneavoastră, cred că săptămâna trecută, vă citez, măsura de reducere, deci de reducerea numărului de mașini mai vechi de 15 ani a fost introdusă în PNRR în ultimele zile, a fost o recomandare a Comisiei, se va discuta cu Ministerul de Interne, unde se fac înmatriculările, Ministerul Transporturilor și Ministerul Mediului și în scurt timp vom veni cu o propunere. Deci, dumneavoastră, vă gândiți că reducerea înmatriculării mașinilor vechi să se facă prin ce? Prin subvenționarea achiziției de mașini noi? Inclusiv. Adică, știți ce se întâmplă? Cei care... Este o repliere, ați spus și săptămâna trecută, am spus același lucru. Este o decizie care se ia cu cel puțin cu cele trei ministere. În această listă ar trebui incluse și autoritățile publice locale. Sunt instituțiile care practic gestionează prin taxele locale acest parc auto și au evidența acestora la nivelul unităților administrative teritoriale. Este o decizie a Ministerului Mediului. Este o decizie care trebuie dezbătută cel puțin la nivelul acestor instituții, la nivelul societății civile și la nivelul celor care vor fi practic beneficiari. Eu nu ascund faptul că la începutul anului am declarat și susțin în continuare că România în 2021 trebuie să ia o decizie cu privire la taxe de poluare. Astăzi în România nu există o asemenea taxă. Suntem printre puținele țări membre ale Uniunii Europene care n-au asemenea taxă de descurajare a poluării după ce România a eșuat la Curtea Europeană de Justiție și a trebuit să restituie taxa auto care a fost percepută nelegal, așa a decis Curtea Europeană de Justiție. Deci România va trebui să ia în anul 2021 o decizie și în această privință, pentru că avem foarte multe orașe unde poluarea crește an de an, unde poluarea în mare măsură vine din trafic, pentru că toate studiile arată că cel puțin 50% din poluarea aerului în toate orașele lumii, nu doar în România, mai ales în marile orașe, vine din sursa
trafic și acolo România trebuie să ia o decizie. Bun. Acum, deci, spuneți că e nevoie anul acesta de introducerea unei taxe de poluare. Dumneavoastră, suntem la jumătatea anului. Nu am spus acest lucru. Vă rog. Deci, repet încă o dată, România trebuie să ia o decizie dacă rămâne printre țările care nu au o asemenea taxă sau va introduce o taxă. Nu am spus că este nevoie. Bun. Dumneavoastră, ca ministru... Această țară să ia o decizie în această privință. Ok. Dumneavoastră, ca ministru al mediului, conduceți ministerul care ar avea un cuvânt hotărător de spus în privința asta. Veți face o propunere în acest sens pentru sau împotrivă în următoarea perioadă? Eu văd că în marile orașe descurajarea folosirii mașinilor în anumite zone, limitarea accesului sau prin taxă locală descurajarea înmatriculării mașinilor vechi a dat rezultate foarte multe țări din Europa. Deci credeți că este o problemă care trebuie gestionată de primării, adică de autoritățile locale și nu de guvern? Se poate gestiona și la nivel local, da. Se poate gestiona și la nivel local pentru că principiul poluatorul plătește înseamnă că dintr-un sat din vârful munților Făgăraș, cetățeanul nu ar trebui să plătească o taxă în plus pentru poluarea din București. Cineva ar putea spune de partea cealaltă că guvernul se spală pe mâini de problema asta și că aruncă, pasează la primării un subiect care în mod evident este nepopular. Decizia trebuie luată la nivelul guvernului, aplicată la nivelul autorității publice locale. Cum s-ar putea face asta? Adică să impună guvernul o taxă prin facultativă? Cum adică? Prin legislație aprobată la nivelul guvernului, în niciun caz nu doresc ca acest lucru să fie, sau această problemă să fie pasată de guvern la autoritatea publică locală, dar văd că o soluție implementată la nivel european a dat rezultate în foarte multe locuri, în foarte multe orașe în felul acesta. Este adevărat acest lucru, nu contest, dar mă întreb care va fi formula legală. Asta vreau să înțeleg, adică guvernul va oferi posibilitatea legală primăriilor să impună taxe locale? Va fi o taxă facultativă? Cum? Că nu înțeleg. Poate fi o soluție și este exact dezbaterea de care avem nevoie, atât la nivelul ministerelor de resort, cât și la nivelul unităților administrativ-teritoriale, la nivelul asociațiilor care reprezintă orașele, statele, municipiile, pentru că am văzut, sunt, din păcate, multe orașe mari care generează această problemă a infringementului la nivelul comisiei și care și din cauza cărora există teoretic posibilitatea ca România să fie amendată din cauza poluării în marile orașe. Mulțumesc foarte mult. A fost în direct în deșteptarea ministrul mediului, domnul Tanțoș Ban. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.